Ciao, mă numesc Raluca, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi am făcut acest tort super delicios și este într-un buget restrâns de 12 lei. Este cu zmeură și frișcă, pișcoturi, super delicios. Pentru acest tort aveți nevoie de următoarele ingrediente: o cană de zmeură, un plic de gelatină final mărunțită, 2 pliculețe de zahăr vanilat, 400 de ml de frișcă lichidă, o lingură de zahăr, un pachet mic de pișcoturi de 2 rânduri și o tavă de cozonac. Batem foarte puțin frișca, mărunțim zmeura, o dăm printr-un blender. Adăugăm cele 2 pliculețe de zahăr vanilat și o lingură de zahăr. Nu am pus așa mult zahăr pentru că și pișcoturile au deja destul zahăr. Apoi le dăm din nou prin blender împreună cu zmeura. Hidratăm gelatina în puțină apă, o lăsăm deoparte. Adăugăm gelatina peste frișcă, o amestecăm bine, apoi adăugăm zmeura și mixăm totul împreună. Este super delicioasă și foarte fresh, așa trebuie să arate, o să aibă o culoare rozalie. Punem pișcoturile în tavă. Pe tavă am pus o folie. Prima oară punem puțină compoziție. Nu am însiropat pișcoturile deoarece se vor însiropa singure, deoarece prăjitura trebuie să stea la frigider peste noapte. Adăugăm un rând de pișcoturi. Apoi repetăm și adăugăm treptat un rând de pișcoturi, un rând de compoziție până ajungem deasupra. Este foarte ușor de făcut, cu siguranță va ieși această rețetă și nu veți da greș. Chiar dacă compoziția arată puțin mai moale, să nu vă speriați, ea se va întări la frigider peste noapte. Este super ușor de făcut, foarte ieftină și foarte bună. Așa arată, o vom pune la frigider peste noapte pentru ca pișcoturile să se însiropeze foarte bine. Scoatem prăjitura din formă, folia ne va ajuta. Am făcut câteva floricele cu un spray de frișcă sau îl puteți orna cu ce aveți în casă. Este super drăguț! Foarte, foarte bun și fresh, are un gust aromat din cauza zmeurei. Dacă vă plac rețetele mele, vă rog să vă abonați la canalul meu. Vă mulțumesc pentru vizualizare. Ciao!